O bătrână din Pașcani se plânge autorităților locale că este hărțuită sexual de un vecin. Femeia care locuiește singură este speriată că bărbatul ar putea să intre oricând peste ea în casă, astfel că a venit să ceară ajutor în audiențe la primărie. În timp ce unii cer ajutoare sociale sau rezolvarea unor probleme cu terenuri, o bătrânică a venit astăzi în audiențe la primăria Pașcani pentru a sesiza autoritățile că este hărțuită sexual de un vecin de aproape 30 de ani. Leonora Vieru, de 77 de ani, locuiește singură într-un apartament din blocul magazin din centrul orașului și susține că zilnic un bărbat din scară o acostează și vorbește obscen. De când m-am mutat în blocul ăla, am vreo 7 ani, așa, un cerca cu niște prostii la mine. Știi, eu tot îmi turnam spatele, Măi, femeie bătrână, te pui după niște țânci din răștia care sunt nebuni la cap. Și într-o zi i-am zis, ia ascultă-mă, derbe de olemă, pe unul vine odată la mine, că i-am stricat televizorul. Și câte prostii, mă, pe degeaba. Vede-o, un om singur, o femeie singură, mai ales să-și bate joc de el, ca de câini. Mai mult, bătrâna este supărată că îi se cere bani pentru curățenie la subsol, astfel că pentru a seziza toate aceste aspecte, pășcăneanca s-a gândit să vină la primărie. Viceprimarul Vasile Axinte, cel care a ținut astăzi audiențe, i-a recomandat să sesizeze poliția, deoarece administrația locală nu are competențe pentru a-i rezolva problemele. Nici în casă nu am murit. Reclama asta poliției, cazurile astea, doamne. La poliție faceți reclamații pentru așa ceva. Da? Când mi se întâmplă chestii genul ăsta, le sunați la poliție, reclamați situația, că primăria nu se poate implica în chestii genul ăsta. Menționăm că în audiență au venit 16 pășcăneni, dintre care majoritatea dintre ei cu probleme sociale.